Administrația bazinală a apelor face investiții majore de-a lungul râului Mureș în amontă de Reghin, astfel că din fonduri ale Băncii de Dezvoltare a Comunității Europene sunt finanțate două lucrări, care cuprind atât amenajarea malurilor pentru apărare împotriva inundațiilor pe sectorul Iod-Răstolița-Borzia, dar și în zona comunei Stânceni. Prima lucrare, deci ceea ce înseamnă amenajarea râului Mureș în sectorul Iod-Răstolița-Borzia, termenul de punere în funcțiune a lucrării este anul 2013. Sunt prevăzute a fi executate în jur de 5,15 km consolidare de dig și 1,68 km consolidare de mal. Este o lucrare care continuă, deci de 4-5 ani începută și care, în limita fondurilor alocate, credem că în anul sau este prevăzută pentru anul 2013 a fi pusă în funcțiune. În schimb, lucrarea de amenajare a râului Mureș în zona Stânceni este vorba de o lucrare în jur de 2586 de lei. E vorba de 1 km ziduri de sprijin și 0,25 km consolidări de mal, care are termenul de punere în funcțiune anul 2012. O altă investiție a fostei direcții apelor se face și în bazinul hidrografic Gurghiu, pe tronsonul Reghin-Lăpușna. Amenajările hidrotehnice efectuate aici se realizează cu fonduri de la bugetul de stat, cu bani proveniți direct de la Ministerul Mediului. Valoarea lucrărilor se ridică la aproximativ 35.000 de lei și constau în amenajarea albiei pe o suprafață de 43 de kilometri, iar pe o lungime de aproximativ 4,5 kilometri malurile vor fi consolidate. Totodată vor fi construite ziduri din beton pe o distanță de 2,38 de kilometri. În această perioadă, lucrările sunt în plină desfășurare, iar oficialii preconizează ca punerea în funcțiune a execuțiilor să se facă până la sfârșitul anului viitor.